Cetățenii afirmă faptul că banii nu aduc fericirea și este adevărat că aceasta nu poate fi cumpărată, însă mai multe cercetări demonstrează ipoteza conform căreia există o relație cauzală directă între bani și starea de fericire resimțită. Dacă ne uităm la nivel individual, s-a demonstrat că sărăcia este asociată cu mai multe emoții negative, iar oamenii cu un nivel de trai scăzut mult mai nemulțumiți de propria viață. Cu cât aceștia au un venit mai mare, cu atât crește sentimentul de bine emoțional și mental. Este puțin forțată această idee, în sensul că banii trebuie să fie întotdeauna un mijloc și nu un scop. Povesteam cu un cunoscut de pe Facebook, cu sume astronomice în contul său. Și suntem amândoi de acord. Sunt foarte necesari banii, dacă folosiți în scopuri bune. Adică răspunsul ar fi pe undeva la mijloc. Banii niciodată n-aduc fericire, pentru că banii n-au nicio valoare. Sănătatea e pe primul loc și iubirea, să iubești. Niciodată. Niciodată. Banii n-aduc fericire. Banii aduc necazuri, supărări, scandaluri, prostii și nărăzii, de toate. Într-o lume în care banul își spune cuvântul, cu toții suntem obligați să depindem de un venit, iar în unele cazuri, în această cursă, uităm să ne bucurăm de prezent. Credeți că banii aduc fericirea? Dar nici fără ei nu poți. Mai ales dar nu e la pensionari. Totul e drămăit, ce dai pe medicament, sunt împărțit, să știți. Nu se aduc. Da. Viața scumpă, bani puțini. Majoritatea oamenilor nu sunt de acord cu sintagma banii aduc fericire, însă de cele mai multe ori starea de spirit poate fi îmbunătățită de situația financiară. Specialiștii afirmă că obiectivul în atingerea fericirii nu este strângerea averii, ci folosirea banilor pentru îndeplinirea anumitor nevoi sau dorințe la momentul potrivit.